Numele meu este Tarău Valentin, sunt administrator la Secea Agroaren SRL Viziru, Brăila. Lucrăm în jur de 2000 de hectare și ca structură de culturi, să spunem că mare majoritate cultivăm porumb, undeva la 800 de hectare. Anul ăsta, să spunem că a fost cu o pornire puțin mai greoaie pentru agricultură, după aia au venit ploi în unele zone mai puternice. În zona noastră, spre bucuria noastră, nu au fost cantități foarte mari. Au mai fost căderi de grindină, hibrizii s-au comportat foarte bine din punctul meu de vedere și au revenit. Am intervenit cu niște tratamente la momentul acela. Au fost ok din punctul ăsta de vedere. Hibrizii, de-aia am și ales hibrizii Corteva și mergem în continuare pe acești hibrizi. Avem doi hibrizi principali, 9911 și 0937. O să încep cu 9911, un hibrid semi-tardiv, un hibrid cu un FAO de 400-410. A venit tratat cu lumigenul, a fost o surpriză plăcută pentru noi. Plantele au plecat foarte bine, s-au dezvoltat foarte bine, cu o creștere destul de mare, ca să spun așa, o explozie, practic. Până în 7-8 frunze chiar arăta cultura extraordinar de frumoasă față de porumbul care nu a fost tratat. Un hibrid cu o înrădăcinare foarte bună, un hibrid productiv, se comportă foarte bine în cultură. Cu o fertilizare adecvată ajungem la producții frumoase, 14 tone, 15 tone, poate și mai mult. 0937, să spunem că deține recordul la producție în societatea noastră, pe terenurile noastre. Este un hibrid tardiv de data aceasta, care intensiv lucrat, numai l-a irigat, cu fertilizare în 250 de kg de 20-20-0 sau 15-15-15 ca starter, după aia 250 de kg de azotat de amoniu la prășit și atunci ducem undeva producția peste 16 tone. Am exclus de anul acesta aratul ca o noutate. Lucrăm inim tiligi, doar două lucrări, să spunem, două discuri. Semănăm în jur de 85-86.000, 87.000 de plante la hectar. Și mai departe v-am spus fertilizarea, care este și joacă un rol important, și irigatul, care iarăși este faza cea mai decisivă la acești doi hibrizi care îi cultivăm intensiv. O să încercăm de la anul să mergem, avem și câteva suprafețe la neirigat și o să încercăm să vedem dacă găsim niște hibrizi care să dea randament acolo, să zicem, pe acel teren, care, din păcate, deocamdată nu putem să-l irigăm.